Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strălucit voievod al adevăratei oștea împăratului ceresc, ai ajuns fericite, Teodor, purtătorule de biruință, că înțelepțește te-ai luptat cu armele credinței și mulțimile demonilor le-ai biruit și adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta, pe tine cu credință pururea te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prăznuind pomenirea prorocului tău Zaharia, Doamne, printre însul te rugăm, mântuiește-ne sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Binecuvintează! Ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Întărește Dumnezeule Sfânta și dreapta credința dreptmăritorilor creștini și Sfânta Biserica ta o păzește în veacul veacului! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Ce brațele dreptului Simeon a primit a fi ținut pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru, Dimitrie cel Nou, făcătorul de minune, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh, Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli și făcătorul de minuni, ale celui întru sfinți părintelui nostru, Ioan, Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o vom săvârși, ale sfântului marelui mucenic Teodor Stratilat și ale sfântului proroc Zaharia și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea în toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului.
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și sprocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca nu curgia sa să ne mustre, nici cu mânia sa să ne pedepsească pe noi, și să-și aducă aminte că trup suntem și duh ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre, și în mânie să-și aducă aminte de milă Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă din locașul său cel sfânt glasul nostru și să tămăduiască durerile morții ce ne-au cuprins și praiele fără de legii ce ne tulbură să le sece, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne!
slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne! Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbată ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția Ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți
sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâng, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fi Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni, și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune drepți, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, strălucit voievod al adevăratei oștea, împăratului ceresc ai ajuns, fericit de Teodor, purtătorul de biruință, că înțelepțește te-ai luptat cu armele credinței și mulțimile demonilor le-ai biruit și adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta, pe tine cu credință, pururea te fericim. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-o întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și înviere. Răsnuind pomenirea prorocului tău, Doamne Zaharia, Doamne, printre însul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cer după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură
preacuvioase Părinte Dimitrie, Duhul Tău. Chipul crucii tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale o apus, pe care mântuiește-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu bărbăția sufletului îmbrăcându-te în credință ca într-o platoșă și în mânuând cuvântul lui Dumnezeu ca pe o lance, pe vrăjmașul l-ai rănit, fericite Teodor, mare între mucenici, care împreună nu înceta te ruga lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru noi toți. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile lui Simeon, care te-au întâmpinat acum, le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care o ai iubit, unule iubitorule de oameni. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte în vecii vecii.
Sfinte Dumnezeule! Cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție. Înțelepciune din Epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire. Iubiților, cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale, să nu grăiască vicleșug, să se ferească de rău și să facă bine, să caute pacea și să o urmeze, căci ochii Domnului sunt peste cei drepți și urechile Lui spre rugăciunile lor. Iar fața Domnului este împotriva celor ce fac rele. Și cine vă va face vouă rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Dar de veci și pătimii pentru dreptate, fericiți veți fi. Iar de frica lor să nu vă temeți, nici să nu vă tulburați, ci pe Domnul Hristos să-L sfințiți în inimile voastre și să fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră, dar cu blândețe și cu frică, având cuget curat, ca tocmai în ceea ce sunteți clevetiți, să iasă de rușine cei ce grăiesc de rău purtarea voastră, cea bună întru Hristos. Pentru că e mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să pătimiți făcând cele bune, decât făcând cele rele. Că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, cu care s-a coborât și a propovăduit
și duhurilor ținute în închisoare, care fuseseră neascultătoare altădată. Când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aștepta în zilele lui Noe și se pregătea corabia în care puține suflete, adică 8, s-au mântuit prin apă. Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuiește astăzi și pe voi, nu ca ștergere a necurăției trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care, după ce s-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu și se supun lui. Îngerii și stăpânile și puterile. Pace ție, cititorule, și Duhului tău. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă-ți, Doamne, slavă-ți! Înțelăm aminte! În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și îl întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia fratele său pe femeia lui și să ridice urmași fratelui. Și erau 7 frați, și cel dintâi și-a luat femeie, dar murind n-a lăsat urmaș. Și-a luat-o pe ea al doilea și a murit, nelăsând urmaș. Tot așa și al treilea, și-au luat-o toți 7 și n-au lăsat urmaș. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci toți 7 au avut-o de nevastă. Și le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii în ceruri. Iar despre morți, că vor învia, n-ați citit oare în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug zicând: Eu sunt Dumnezeul lui Avram
și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Deci voi sunteți în mare rătăcire. Pace ție celui ce ai binevestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preafericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoți, erudiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, Cel ce stăpânești moarte și viața, nu da morții pe robii Tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia Ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem ca iarba s-a uscat tăria noastră și pierim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii Tăi! Într-o pocăință cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Mai mult decât toți ți-am greșit și fără de lege am făcut, stăpâne, dar deși n-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei și plecându-te spre milă ca un prea puternic, slobozește pe robii Tăi de boala cea aducătoare de moarte și de cumplitele dureri,
cu lacrimi suspindând ne rugăm ție de grabă, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă de față așteptând de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Trăim.
și și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe preafericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri eromonahi, preoții, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban, Basarab Voievod, Mihnea al III-lea voievod, Radu Leon voievod, cu tot neamul lor cel adormit, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept-măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Noastră, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de săvârșite, sfânte, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Bine și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, de la Domnul să cerem. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
rugăciune și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Durările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ușile cu înțelepciune, să luăm aminte. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Mila păcii, jertfa laude. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Sus să avem inimile. Avem către și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului.
treimea cea de-n o ființă și nedespărțită. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana, pentru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Osana! Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. See.
curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Yeah.
fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pomenește. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe El în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de până mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceră. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Doamne! Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Cine vrednicește pe noi, Stăpân, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace. Domnului tău, capetele noastre,
noi să le plecăm. Ție, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă a lunii februarie, pomenirea Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, binecuvântați preacuvioase Părinte pentru a citi. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Sfântul Teodor a trăit pe vremea împăratului Liciniu, fiind cu neamul din Evhaita, și a fost în oaste Stratilat, adică general, iar împăratul îi încredințase cârmuirea cetății Heraclea. Dar ținutul pontului și întrecea Sfântul pe mulți cu podoaba sufletului, cu frumusețea trupului și cu puterea cuvântului, și mulți căutau să-l aibă prieten. Până și Liciniu, împăratul dorea să-l întâlnească, deși auzise că este creștin. Auzind însă că acest dregător al său nu numai că s-a îndepărtat de cinstirea zeilor, dar se ostenea și cu propovăduirea credinței în Hristos și îndemna pe toți să se lepede de închinarea idolilor, împăratul a hotărât să îl cerceteze el însuși și de nu se va întoarce cu înfricoșătoare moarte să-l piardă. A mers, deci, împăratul în Heraclea și la cererea Sfântului Teodor i-a dat acestuia îngăduința să ia idolii de aur acasă la el spre a-i cinsti după datină. Dar ducându-i acasă, Sfântul a sfărâmat idolii în bucăți și a împărțit săracilor. Iar dacă s-a făcut ziua, Maxențiu, sutașul, a spus împăratului că a văzut capul de aur al zeiței celei mari, Artemida, zeița care fusese dată în ajun Sfântului Teodor, și că acum era purtat de un sărac. Și acesta, fiind întrebat, a mărturisit că de la Teodor Stratilat l-a primit. Și împăratul, auzind de o faptă ca aceasta, a rămas mut de mânie. Deci, poruncind slujitorilor, Sfântul a fost prins și a adus înaintea sa. Atunci, mărturisind el că toate cele spuse de sutaș sunt adevărate, a fost osândit la chinuri grele și a îndurat Sfântul Teodor cu credință și cu bărbăție toate chinurile și, pătimind neîncetat, propovăduia credința în Hristos. Deci împăratul, văzând că nu poate să-l întoarcă la zadarnica cinstire a idolilor, a poruncit să-i se taie capul și astfel s-a săvârșit în ziua de 8 februarie. Iar sfintele lui moaște au fost îngropate în cetatea de naștere Evhaita, care mai apoi s-a numit Teodoropole, în cinstea Sfântului. Peste multă vreme, în anul 1260, ele au fost duse la Veneția, unde se află și astăzi. În această zi, pomenirea Sfântului Proroc Zaharia. Prorocul Zaharia era din neamul lui Israel, din seminția lui Levi, fiu al lui Varahia, și s-a născut în robie. Este al 11-lea dintre prorocii
mici ai Vechiului Testament, nu-i unul și același om cu Zaharia, prorocul mucenic de care vorbește Mântuitorul Hristos în Evanghelie. Numele Zaharia înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte. Sfântul Zaharia, pomenit astăzi, era preot când a venit din Babilon, în Țara Sfântă, și a propovăduit împreună cu prorocul Ageu. Îmbărbătând poporul la zidirea templului în anul 520, înainte de nașterea lui Hristos, pe vremea lui Darius I și a lui Zorobabel, la 70 de ani de la întreruperea lucrărilor. Cu acest gând de îmbărbătare al poporului, prorocul a folosit în cuvântul său amintiri din trecut, fapte din vremea sa și prevestiri pentru viitor. El a prorocit astfel că Ierusalimul și templul vor fi clădite din nou și se vor umple de binecuvântări cerești. Că Zorobabel, chemat să zidească templul, este o preînchipuire a lui Mesia, cel așteptat să vină. Că Dumnezeu se va împăca cu Israel numai dacă acest popor va păzi dreptatea, primind un duh de milă și de rugăciune, iar neamurile păgâne vor fi pedepsite și se vor întoarce la Dumnezeu, care va fi singurul Dumnezeu peste tot pământul. Că Mesia va intra în Ierusalim biruitor și smerit pentru o veșnică domnie de pace, iar fericirea adusă de El va începe de la Ierusalim. Zaharia a vestit de mai înainte despre cele întâmplate la judecarea și răstignirea Domnului, frigul și întunecarea soarelui, despre străpungerea coastei lui Hristos cu sulița, despre învierea Lui din morți, despre înălțarea Domnului de pe muntele măslinilor, despre pogorârea Sfântului Duh și a doua venire într-o slavă a lui Hristos. Deci, prorocind El încă și multe altele, a adormit în Domnul cu pace la adânci bătrâneți. În această zi, cuvânt din limonariu despre întoarcerea la credința unui pusnic eretie de către Patriarhul Efrem. Antiohia, fiind rămată cu totul, împăratul Justin a trimis pe dregătorul Efrem ca să o refacă. Acest Efrem a fost un om cu viață sfântă și mai târziu a fost irotonit patriarh al Antiohiei după prorocirea episcopului Pavel Zidarul. Și era atunci, în acele părți, un eretic din cetatea lui Sever, care după chipul Sfântului Simeon, stâlpnicul, viețuia pe un stâlp și de acolo, prin înșelătoarea sa sfințenie, amăgea poporul și pe mulți îi atrăgea la eresul său. Că mulțimea mai mult căuta la viață decât la Scriptură, iar patriarhul, văzând că turma lui piere mâncată de acel eretic, a mers la dânsul și l-a sfătuit să se unească cu biserica și să asculte de sinodul de la Calcedon. Iar acela i-a răspuns: eu de sinod nu vreau să știu. I-a răspuns Sfântul: atunci pe unul ca tine cum să te sfătuiesc, ca să nu pieri împreună cu poporul? Iar stâlpnicul, vrând să înfricoșeze pe patriarh, a zis: preasfințite patriarh, să aprindem un foc și care dintre noi nu va arde, acela are credința cea bună. Și s-a minunat patriarhul de aceste cuvinte și i-a zis lui: fiule, ție ți se cuvine ca sfătuirea părintelui tău să o primești. Dar ceea ce voiești tu întrece a mea smerenie. Însă pentru a ta mântuire și a poporului, nădăjduind la mila lui Dumnezeu, voi face și acestea. Și a poruncit să ațâțe focul. Și când s-au aprins lemnele și se înălța para focului, a zis către stâlnic:
vino și să intrăm în foc, precum însuți ai judecat. Iar el, înspăimântându-se de foc, nu voia să se pogoare, dar patriarhul, dezbrăgând omoforul său, l-a aruncat pe el în foc, rugându-se lui Dumnezeu și zicând: Doamne Iisuse Hristoase, care pentru noi în pântecele născătoarei de Dumnezeu te-ai întrupat, arată-ne nouă adevărul. Și 3 ceasuri a fost omoforul în foc și nu a ars, ci întreg a rămas. Și văzând aceasta, acel eretic a blestemat pe Sever și eresul lui și venindu-și într-o cunoștință s-a unit cu sobornicească biserică. Și din mâinile dumnezeiescului Efrem a primit prea curatele taine și a preaslăvit pe Dumnezeu. În acest fel este biruința bisericii noastre, că întărește cuvântul prin minuni și nu învață numai cu cuvinte deșarte, încurcate și goale. Dumnezeului nostru slavă! Amin. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme. Aleluia! Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai vrednicit pe noi, ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Spremind Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos tainei, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ești sfințirea noastră și ție slavă înălățăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor,
că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cel ce în brațele dreptului Simeon a primit a fi ținut pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și mama sa Elena, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru, Dimitrie cel Nou, Făcătorul de Minune, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarie, de la Eghina, Vindecătorul de Boli și Făcătorul de Minuni, ale Celui Întru Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o am săvârșit, ale Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat și ale Sfântului Proroc Zaharia și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Contemporani cu această lucrare sfântă, ne alăturăm să se desăvârșească. Puteți sprijini lucrările la pictura în mozaic a Catedralei Naționale astfel.
prin donații direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea pentru pictura Catedralei Naționale. Online pe site-ul www.pictemcatedrala.ro, accesând secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, lei sau euro. Prin SMS 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 euro, nu se aplică TVA, valabil în Vodafone, Orange și Telecom. Prin depunere numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române. Cont Pictură în lei RO 91 RNCB 0075 0048 9503 0395. Cont Pictură în euro RO 64 RNCB 0075 0048 9503 0396. Cont Pictură în dolari RO 26 RNCB 0075 0048 9503 0110. Prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, completând formularul 230. Detalii despre cum puteți dona pentru icoana unui anumit sfânt sau pentru o scenă, puteți afla la numărul de telefon plus 40799887955 sau la ctitor@catedralaneamului.ro. Fiți ctitorii Catedralei Naționale pentru veșnicie. Are voce. Ajută-i să o audă. Puteți sprijini construcția centrului de zi pentru persoane cu deficiență de auz și vorbire, Sfântul Ierarh Meletie, prin donații în contul RO 12 RNCB 0069 0076 5533 0174, deschis la Banca Comercială Română, sucursala Libertății. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios